Bună ziua! Începem ședința ordinară din data de 20-12 din 2023. Din 13 consilieri sunt 10 prezenți și 4 online. 3 absente. Începem proiectele de ordinea de zi. Proiectul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinară din data de 23-11-2023 și a ședinței extraordinare din data de 05-12-2023. Aici era vorba... Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul președinte, vă rog să supuneți la vot și suplimentarea ordinei de zi a ședinței cu următorul proiect. La urmă. Microbuș Coloar, nou în Comuna Gimeș Făget. Da. Mulțumesc. La urmă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Gimeș Făget. Avizează Comisia 1, inițiator primarul Comunei. Să alegem atunci președintele cinei. Deci ați fost propus în ședința trecută, domnul Antalianuș. Cine este pentru? Se abține. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate. A fost introdus. Se introduce proiectul de hotărâre privind majorarea indemnizațiilor, demnitarilor și a salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului UAT Gimeș Făget, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Avizează Comisia 1, inițiator domnul primar. Aici este vorba de o majorare de 5% care a venit din partea Guvernului. Conform legii, trebuie să majorăm de la 1 ianuarie cu 5% salariile. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Cine împotriva? Cine se abține? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentelor inițiale a planului de selecție, a scrisoarea de așteptări, calendarului părților responsabile, riscurile identificate pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al RPLUS Gimeș Făget, era, avizează Comisia 2, inițiator primarul Comunei. Cum am discutat, trebuie să realegem Consiliul de Administrație al Ocolului Silvi Gimeș Făget și avem pașii care trebuie să urmărim și ca documentațiile și toate documentele care trebuie să fie aprobate pentru nou Consiliu de Administrație. Bună ziua! Iura Pochiva, Iștea Osto. Lăsăm la urmă. Lăsăm votul la urmă. Stați așa. Aici ne oprim și după aia. Tudod, gyerekek, bennetek, köszönjük szépen, hogy eljöttetek és megénekeltek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mivel készültetek. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Osztó, köszönjük szépen az igazgatónak, a plébánosoknak, hogy jöttek. Most én frumoszka, a cazsonsz lanoj. Gaude, gaude,
Bocsó, hajtuntalan, mert Isten hiány, hontalan. Pace!
și pericul de acum. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudat și cântat și vă bucurați. Lăudat și cântat și vă bucurați. Mititel în fășățel, în scutec de bumbăcel, lăudat și cântat și vă bucurați. Lăudat și cântat și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până-n vecile, mila Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Reméljük, hogy a következőben is egy ugyanilyen virágzó együttműködés lesz a tanács és az iskolok között. Köszönjük a tanácsos uraknak még egyszer, tudják ők, hogy mit, és hoztunk egy-egy gyereknaptárt, a gyerekeknek a munkájuk van. Szeretettel fogadják, kívánunk kellemes karácsonyt és boldog új évet. Bauram Nurországba torfeli csite, Lámócán, Siva Mulcumin, Pentuto de Forzul, de Bus, Pentus, Kolile, Maszke. Mulcumin Frumos, köszönjük szépen, hogy megénekeltek, és reméljük, hogy jövőben egy jobb asztányzó fog jönni. Igen, egy kicsivel több a beruházási pénzt kérünk, mert már naptáros el. Az a probléma, hogy mindenki kér, de nincs honnan adjunk, ez a probléma. Ez csak egy olyan vicc volt. Ja. Kérni szabad. Kérni szabad, igen. Nem kérek, köszönöm szépen. Nem kérek, köszönöm szépen. Nem kérek, köszönöm szépen. Ki a bankos az igazgatónő, vagy a Pobácsi? A Pobácsi, mert ez külön megy. Ez nem megy az iskolához, úgyhogy együtt megy a kórus pizzázni, ami azt jelenti, hogy nem az iskola. Az iskola már kapott vasárnap, szóval foghatni. Igen. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Igen, biztos nem is kételkedünk. Köszönjük szépen, meghallgattak, mondsz mi Moszva urunk. Osszak a tarabinek, mondtát, és unáldom felicsit, boldog új esztendőt, áldott karácsony ünnepeket kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus, hogy tetszik, hogy Jézus Krisztus. Gyertek kicsit gyermek. Viszontlátásra. És ezeknek a díszecskéknek, amivel fel van díszik a karsznak. Colindăm de Iisus ne bucurăm, lui ne
minunat, că un înger ne-a vestit, ni s-a arătat. Colindăm, colindăm de Iisus, ne bucurăm, lui ne închinăm. Colindăm, colindăm de Iisus, ne bucurăm, lui ne închinăm. Îngerii în cor cântau și se minunau, Maica Sfântă îl privea și se bucura. Colindăm, colindăm de Iisus, ne bucurăm, lui ne închinăm. Colindăm, colindăm de Iisus, ne bucurăm, lui ne închinăm. Și de acolo am plecat peste munți și văi, colindând în lung și în lat am ajuns la voi. Colindăm, colindăm de Iisus, ne bucurăm, lui ne închinăm. Colindăm, colindăm de Iisus, ne bucurăm, lui ne închinăm. În amor de seară, în cerul se aprinde flor de măr. În amor de seară, când cerul se aprinde flor de măr, îngerii din cerul vin să ne colinde flor de măr. Oamenii ascultă, nu doarme niciunul flor de măr. Sunt cu toții veseli că a venit Crăciunul flor de măr. Pruncii puși în leagă, deși nu cuvântă flor de măr. Colinda din cerul cu îngerii cântă flor de măr. Steaua cea cerească inundă pământul flor de măr. Iar în orice casă se naște cuvântul flor de măr. Mama pregătește scutece din pâine flor de măr. Tata soară în piuă cânepă și grâne flor de măr. Copiii își lasă lunga lor pârjoană flor de măr. Când preotul vine cu sfânta icoană flor de măr. Cântă împreună inusul de praznic flor de măr. Și simt cum un înger le rămâne paznic flor de măr. Lăbanii puternici, miei și asinii flor de măr. Simt și ei din staul că e casa pâinii flor de măr. Plecând toți sătenii, merg la liturghie flor de măr. Văzduhul se umple cu fum de tămâie flor de măr. Împăcați cu toții și îmbrăcați frumos flor de măr. Gustă din potirul pruncului Hristos flor de măr. Se întorc acasă vesel și cu cernici flor de măr. Lui Iisus dă-n slavă că i-a făcut vrednici flor de măr. S-așează la masă cu toți împreună flor de măr. Casa lor e plină doar de voie bună flor de măr. Vin copii cu steaua și-ți primiți în casă flor de măr. După ce colindă, sunt poftiți la masă flor de măr. Li se pun în traisă daruri diferite flor de măr. Că Hristos e darul lumii infinite flor de măr.
îți mulțumim, Doamne, cel ce ne-ai creat, flor de măr, că ne-ai smuls din mâna celui necurat, flor de măr. Intră-ne în templu pentru a te naște, flor de măr, și-n inimi curate tu te recunoaște, flor de măr. Pentru frumoasa colaborare pe care am avut-o în acest an și
sperăm ca și pe viitor să colaborăm la fel de frumos. Sărbători fericite! Mulțumim foarte mult pentru colindă și cum a zis și doamna directoare, sperăm că tot așa o colaborare bună o să avem și pe viitor. Din păcate, bani nu avem nici la anul, dar cu restul putem să vă ajutăm cu orice. Deja știți că nu aveți bani? Deja știm, da. Păi da, avea acum se bandă acolo în Parlament. Da, am văzut aseară, dar din păcate, noi... Deja știți că nu aveți bani. Mai puteți să luăm. Noi ne rugăm, zicem o rugăciune acolo și poate să-i găsesc bani. Să sperăm. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim frumos pentru cadou. Putem să facem o fotografie de grup? Da. Se poate? Da, da. Aici? Unde spuneți? Nu. Hai, rog. Cu cine să vă? Și cu cine? Domnii consilieri. Consilieri, haideți. În față să fim noi? Nu, nu știu dacă în față. A, în spate, în spate. Așa. Așa. Poți să vă dau și telefonul meu? Nu. Hai. Da, mă. Ne faceți o poză? Dacă tot sunteți în cea urmă. Așteptați-mă acum, da? Hai, aici, lângă mine. Hai, așa. Așa. Vedem, așa, hai. Nu știu dacă se vede din cauza luminii din spate. Da. Așa. Dar oricum se vedea din cauza geamului. Terestrele. Al meu, unde sunteți? Hai, aici, lângă mine. E foarte... Dacă nu facem descărcă încă, cred că descărcă mai bine. Da. Mulțumim foarte frumos! Mulțumim și noi! Sărbători frumoase! Sărbători fericite! Continuăm ședința, am rămas la numărul punctul numărul 4. La vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Între timp a intrat online și domnul consilier Tătar Dumitru. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea competenței integrale a planului de selecție, profilul Consiliului de Administrație, matricea profilului Consiliului de Administrație, profilul candidatului pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație, matricea profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al RPL USG Gimeș Făget, era, avizează Comisia 2, inițiator primarul Comunei. Aceeași treabă cum am discutat, pentru Consiliul de Administrație trebuie să aprobăm profilul și matricea. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea dispoziției primarului numărul în privindere a... 299. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 în Comuna Gimeș Făget, avizează Comisia 3, inițiator primarul. Aici au venit niște bani pentru asistenți personali și asistenții și atunci noi am dat o dispoziție și acum însușim sumele respective în bugetul local. Despre asta e vorba. La sfârșit de an au venit niște bănuți și trebuie să punem la asistenți personali și la din sumele defalcate din teren și așa mai departe. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna Ghiurtiță. Da. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ teritorial Comuna Gimeș Făget în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară,
Bacău cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA-ADIB din data de pe 11-12 ianuarie 2024. Aici este vorba să pot să votez în numele comunei în ședința AGA din ADIP, adică să am posibilitatea de a vota. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru apă produsă, transportată și distribuită, respectiv a unor taxe practicate de către SPA-AC Gimeș-Făget în anul 2024. Avizează Comisia 3, inițiator primarul. Aici este vorba de serviciul public de apă și canalizare care am înființat-o anul trecut, care lucrează și coordonează sistemul de apă al Comunei Gimeș-Făget. Un an a trecut, noi când am pornit sistemul ăsta, adică serviciul respectiv, am dat un împrumut de 100.000 de lei, care a fost recuperat de la ei și, din păcate, cum am făcut și am făcut prognoze, anul viitor nu poate să facă față, adică nu putem să plătim curentul, clorizare, adică să luăm în fiecare 3 luni analize de apă și așa mai departe, nu putem nici să întreținem din 3,50 lei. Momentan, și sunt foarte mulțumit, avem apă potabilă, avem autorizație pe el, adică până nu am venit noi, din păcate vreau să mă laud acum, dar asta e. Nu era funcționat sistemul. Acum e funcționat sistemul, avem autorizare și așa mai departe, dar avem o grămadă de cheltuieli care nu acoperă prețul apei de 3,50 lei. Și atunci am făcut un buget așa estimativ, ar trebui să avem 5 lei ca să ne acoperă cheltuielile curente, nu ca să facem profit, numai cheltuielile curente să fie acoperite. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Domnul Suciu și domnul Anca. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău. Avizează Comisia 3, inițiator domnul primar. Aici am mai votat taxa de gunoi pe anul ăsta, într-adevăr așa este, dar din păcate inflația și prețul la groapa de gunoi s-a dublat. Da. Adică noi pe tonă plătim și s-au dublat prețurile la depozitarea gunoiului. Nu putem să facem, în așa trebuie să subvenționăm. Adică dacă crește subvenția, adică dacă noi, de exemplu, nu plătim 500.000 de lei pe an, pe gunoi, și nu încasăm 500.000 de lei de la cetățeni, nu ca să facem profit, să încasăm cât trebuie să plătim, atunci Curtea de Conturi ne impută și trebuie să plătească primarul și mai ales viceprimarul, că el este în sarcină să decide și el este răspunzător direct cu gunoiul și cu curățenia comunei. Trebuie să ridicăm prețul cu aproape 20% mai mult, asta înseamnă 10 lei pe lună, 120 de lei pe an. Până acum am avut 98 sau 99 de lei, 101 lei conform graficului. Din păcate trebuie să ridicăm, n-avem de ales. Știu că este un lucru foarte rău, dar nu avem cum să facem altfel. Bugetul local este foarte subțire, nu avem momentan altă soluție. S-a scumpit lemnul de foc, se scumpește apa, se scumpește și gunoiul, eu mă abțin. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da. Deci avem o solicitare aici de domnul consilier local Suciu Dumitru. Avem suplimentarea pe ordine de zi.
având în vedere situația urgentă impusă de lipsa unui mijloc de transport adecvent pentru asigurarea elevilor posibilitatea participării la ore, dar și faptul că iarna își face simțită prezența, vă propunem suplimentarea ordinei de zi a ședinței din 20-12-2023 cu următorul proiect de hotărâre. Microbus școlar nou în comuna Dimeș Făget. Deci aici o să amânăm pe ședința următoară, dacă o să avem în ianuarie buget. Vă rog să supuneți la vot suplimentarea ordinii de zi. Se poate. Da, aici o paranteză. Și apoi vin cu proiectul, dacă... Aici o paranteză pentru domnul Suciu, într-adevăr o să supuneți la vot și votați cum credeți dumneavoastră. Bineînțeles, sunt de acord cu cumpărarea autobuzului. Este un lucru foarte important pentru comună și nu numai pentru comună, pentru copiii comunei. Asta e adevărat, dar cum am zis, cum am și discutat și anterior și în ședințele anterioare și anii precedenți, am avut niște priorități și mai mari, adică de exemplu drumul de la Bolovăniș sau construirea unui școli de la Târhăuș, care tot din bugetul local a fost suportat și din păcate avem un drum acum accesibil, adică se poate circula pe el. Încă nu este terminat 100%, dar o să fie terminat cred că în primăvară, dar din păcate, momentan, avem arierate. Ce înseamnă arierate? Avem facturi neachitate care au depășit 90 de zile. Când ai o factură care a depășit 90 de zile, ai nevoie de acordul finanțelor să faci plăți și așa mai departe. E o procedură mai delicată. În total, momentan, comuna are într-adevăr datorie, dar fără datorie nu putem să fac, nu puteam să realizăm drumul respectiv, că nu am primit nicio sursă de finanțare pe el, din păcate. Drumul am terminat-o, avem aproape 2,7 milioane sau 2,5 milioane de lei datorie, trebuie să achităm. Și într-adevăr aveți foarte mare dreptate, domnul Suciu, că e necesar că autobuzul martie expiră ITP-ul și nu mai poate să facă ITP. Într-adevăr, asta e adevărul. Noi am făcut nenumărate solicitări către Ministerul Învățământului și către Guvern să ne dea un autobuz nou sau și secă, nu contează. Eu am făcut toate eforturile, adică de când suntem noi am adus un autobuz mare de 33 de persoane, un autobuz mic de 9 persoane, care și momentan cară copiii comunei Ghimeș-Făget, dar mai mult, din păcate, nu am putut să fac, că n-am avut posibilitatea. Dar eu propun o altă chestiune. Noi când construim bugetul anului 2024, sperăm că nu ajungem cum a ajuns aseară în Parlament să ne batem și să fluierăm unul pe alții. Eu vă rog frumos pe domnul consilier și nu numai pe domnul consilier Suciu și restul să vină și să decidă ei cum să construim bugetul, care sunt prioritățile pentru comuna Ghimeș-Făget, că eu până acum ăsta am putut, atât am putut, adică din bugetul local am investit 1,3 milioane într-o grădiniță la Târhăuș și aproape mai bine de 7 milioane până acum am plătit, 7 milioane aici, vorbim de 7 milioane, am plătit pe drumul Bolovăniș, din care 2 sau 3 milioane am primit de la Ocol, restul am primit când am fost la guvernare. Prin UDMR am primit în primul an 1 milion de lei, tot pe drumul Bolovăniș am pus, am primit acum, anul trecut, 360 de mii, tot pe Bolovăniș am pus, am primit la sfârșitul anului acum 420 de mii de lei, tot pe drumul Bolovăniș am pus, din păcate nu suntem la guvernare și nu primim bani în plus de la guvern. Dacă am primit că un autobuz chiar m-am interesat, costă undeva nou, cum zice domnul Suciu, costă undeva 4x4, 80, 100 de mii de euro, asta înseamnă 500 de mii de lei, plus TVA sau fără TVA, dacă am primit, eu mâine dimineață aș face contractul, nu mâine dimineață, în ianuarie, că momentan, conform legii, n-avem voie să facem contracte noi. Eu sunt deschis la treaba asta și chiar vă rog frumos și vă invit când vin sumele să împărțim banii în așa fel ca să fie cumva împărțit, să aibă, să avem și pentru autobuz. Dar până atunci, până ce nu vine bugetul, eu sincer nu știu, domnul consilier, cum se gândesc, nu pot să accept nicio propunere, nimica, că nu am acoperire.
Dacă nu făceam drumul și luam și băgam pe autobuz, atunci ăla era problema. Nu știu cum să împart, nu știu în ce părți să mă împart. Bineînțeles, sunt priorități toate la urma urmei, având în vedere că în ultimii 30 de ani, nu prea s-a făcut investiție în comuna asta. Eu chiar am discutat cu cetățenii comune, eu în 3 ani nu pot să fac ce alții n-au făcut în 30 de ani. Dacă puteam să fac sau am bani, timpul mi-l permite și fac, fără nicio problemă. Dar, încă o dată, nu pot să scot lipsa aia de 30 de ani în 3 ani de zile. Nici financiar și nici altfel. Așa că eu chiar vă rog frumos, domnul Suciu, să veniți și nu mă bag, să construiți dumneavoastră bugetul cum credeți că e prioritar pentru comuna Dimeș-Făget și sunt sigur că consilierii o să voteze. Dumneavoastră, dacă credeți că putem din minus să facem plus, fără a intra niciun ban de nicăieri, atunci înseamnă că aveți, știți mai mult decât mine, adică asta înseamnă. Eu altceva n-am nimic de adăugat și ascult părerile fiecăruia. Domnul primar, domnilor consilieri, vă rog să vă uitați și dumneavoastră în ce stare se află microbuzul. Mulțumim Dumnezeu că nu s-a întâmplat o tragedie. Domnul președinte, supuneți la vot completarea... Dacă nu, rămâne pe ședința următoare. Da, supuneți la vot dacă votează. Da, supunem cine este pentru. Da, pentru ordinea de zi. Pe ordinea de zi. Dar să vă pot prezenta proiectul microbuzului școlar. Cine este pentru? Noi. Dacă se pune pe ordinea de zi. La asta vă referiți. Da, să fie. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă, cine se abține. Deci numai 3 voturi pentru. Și consilierii din online au votat pentru. Domnul președinte, vă rog să dați citire cererii cetățenilor. O aveți? Nu. Cerere către Primăria Dimeș-Făget în atenția domnului primar al Comunei, Consiliul Local al Comunei Dimeș-Făget, în calitate de cetățean al Comunei Dimeș-Făget, a părții a elevilor care fac naveta cu microbuzul școlar pe traseul Răpitiș-Făget și având în vedere starea de degradare și vechimea microbuzului extins, noi cetățeni și părinții elevilor solicităm achiziționa din bugetul local al anului microbus pentru transportele spre și despre școală, ținând cont de numărul elevilor și de faptul că microbusul trebuie să traverseze un versant cu altitudinea de 1114 metri și o înclinație mare pe drum îngust și curbuș, prin pădure unde de timp de iarnă și nu mai s-au înregistrat frecvent accidente și tamponări ale vehiculelor, solicităm ca pentru asiguranța elevilor microbuzul să fie dotată cu tracțiune 4x4 și cu o capacitate de minim 19 locuri. În prezenta că solicitarea noastră va fi aprobată și că investiția se va realiza, vă mulțumim. Dar a fost vorba că am înțeles noi... Președinte, sunt cât de semnături sunt. 100. Mulțumesc, domnul președinte. A fost vorba că se poate, dacă este din ce. Mulțumesc, domnul președinte. Nu am zis nimeni că nu, dar... Proiectul de hotărâre inițiat de mine, la articolul 1, se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea implementării proiectului microbuz școlar nou în comuna Dimeș-Făget. Articolul 2. Se aprobă realizarea documentației necesare în vederea evidențierii datelor preliminare necesare implementării proiectului prevăzut la articolul 1, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului Local de către primarul comunei.
Articolul 3. Suma aferentă proiectului se va suporta din bugetul local al Comunei Ghimeș-Făget. Articolul 4. Sumele necesare investiției vor fi prevăzute în bugetul local pe anul 2024. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Ghimeș-Făget, compartimentului buget contabilitate venituri. Referatul de aprobare privind demararea procedurilor necesare în vederea implementării proiectului microbus școlar nou în Comuna Ghimeș-Făget. Domnilor consilieri și stimate domnule primar, având în vedere HGU, hotărârea de guvern 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, legii numărul 98/2016 privind achizițiile publice, hotărârii de guvern numărul 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică cadru din legea 98/2016, articolul 41 și 44 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în temeiul articolului 129 aliniatul 2 litera B, aliniatul 4 litera E și articolul 196 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea demararea procedurilor necesare în vederea implementării proiectului microbuz școlar nou în Comuna Ghimeș-Făget. Prin implementarea proiectului microbuz școlar nou în Comuna Ghimeș-Făget se urmărește facilitarea accesului la școală pentru toți copiii comunei, indiferent de zona în care aceștia domiciliază în cadrul comunei noastre. Necesitatea implementării proiectului este dată și de distanța totală zilnică pe care se realizează transportul școlar, numărul elevilor care necesită transport școlar, numărul de microbuze funcționale existente cu o vechime mai mică de 6 ani, angajamentul autorităților locale că vor sprijini unitățile școlare. O componentă esențială sprijinirii învățământului o constituie accesul la educație de calitate tuturor elevilor, asigurând mijloace de deplasare și pentru elevii aflați în zone defavorizate ale comunei. Necesitatea este dată nu în ultimul rând de cererea pe care cetățenii comunei au înaintat-o către Consiliul Local al UAT Ghimeș-Făget, prin care se solicită achiziția unui microbus 4x4 care să permită transportul elevilor și iarna. Față de cele prezentate, vă propun proiectul mai sus arătat, pe care vă rog să-l supuneți aprobării Consiliului Local. Mulțumesc! Deci am plecat de unde am... Supuneți aprobării. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu argumentez de ce mă abțin. Atâta timp cât încă nu avem un buget construit, mi se pare ilogic să votăm ceva care e oarecum în aer. Domnul consilier știe foarte bine că la anul, facturile pe care trebuie să le plătim, înainte să le plătim pe ele, n-avem nicio șansă să facem investiții, dar, așa cum o zice domnul primar, este rugat și domnul consilier să vină să construim împreună bugetul și nu numai el, și restul domnilor care eventual nici nu sunt aici, sunt online. Și dacă reușim să construim bugetul în așa fel încât să încapă chiar din ianuarie și microbuzul, atunci chiar nu este nicio problemă. Deci nu e reavoință, doar că totuși trebuie să fim realiști că așa doar copiii care, pe care i-am văzut poate să gândească că poți să faci din 3 lei 20 de pe o zi pe alta. Mulțumesc. Ca o paranteză, dacă se rupe microbuzul și se întâmplă o tragedie, suntem toți... Atâta timp cât microbuzul are ITP făcut,
În mod normal poate să se rupă și un microbus nou. Nu? Deci ITP-ul de asta se face în fiecare an ca să ai o garanție că încă un an e ok. Dar asta bineînțeles nu se scurtește. Când atunci pune jos autobusul. Pentru 6 luni. Pentru 6 luni. Deci dumneavoastră aveți ITP până în martie. Ați văzut asta. În ce stare se află microbusul? Da, am văzut. În martie pune jos autobusul. Proiectul a fost aprobat? Da. Mulțumesc. Cum? Proiectul a fost aprobat. Da, 6 cu... voturi pentru. Din? Cei online și cu domnul Sucea. Dar aia care au fost online, de unde au știut că se pune pe ordinea de zi? Le-am trimis materiale. Bine, domnule. Bine. Altceva? Diverse? Mulțumesc. Sărbători fericite la toată lumea. Egy adott kellemes karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek ezzel az alkalommal, minden gyümesbükki lakósnak, és ha nem találkozunk, akkor boldog új esztendőt. Köszönöm minden tanácsosnak, hogy kiállott és eljött a tanácsülésre, és segített a munkánkba. És úgy érzem, és úgy gondolom, hogy volt haladott az elmúlt esztendőben, és reméljük, hogy jövőre is ugyanezt meg tudjuk csinálni, amit meg tudtunk az idén valósítani. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Mulțumesc foarte frumos pentru consilierii locali care au venit și au sprijinit tot anul pentru demersurile făcute pentru dezvoltarea comunei. Sperăm că și la anul avem aceeași susținere și vă urez sărbători fericite și un an nou pentru toți cetățenii comunei Gimeș-Făget. Cu zi bună, pentru ședința. Adios.